Război în Ucraina luni, 28 martie 2022, ora 15:06. Hot News RO. Persoanele care afișează litera Z, unul dintre însemnele de pe tancurile rusești, pentru a-și arăta sprijinul pentru războiul declanșat de Rusia în Ucraina ar putea fi urmărite penal, a anunțat luni un purtător de cuvânt al Ministerului German de Interne. Litera Z pe tancurile rusești care au invadat Ucraina captura YouTube. Litera Z ca atare nu este, desigur, interzisă, dar utilizarea ei poate constitui, în cazuri individuale, o susținere a războiului de agresiune rus. Războiul Rusiei asupra Ucrainei este un act criminal și oricine aprobă public acest război poate fi, de asemenea, pasibil de urmărire penală, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne al Guvernului Federal, conform The Guardian. El a mai spus că ministerul salută anunțul conform căruia mai multe landuri vor examina, de asemenea, în cazuri individuale, dacă folosirea acestui simbol ar putea constitui infracțiune. Litera Z este unul dintre însemnele de pe tancurile armatei ruse care a invadat Ucraina în 24 februarie, iar ulterior a fost folosită în favoarea războiului, la manifestațiile pro-Kremlin. Experții militari au interpretat Z-ul de pe tancurile rusești ca însemnând Zapobedi, victorie, în limba rusă, sau Zapad, însemnând vest.